Această limitare formală a dausului comercial nu mai păcălește pe nimeni. Românii nu sunt proști. Românii știu că dumneavoastră, cei de la PSD și de la PNL, ați dublat prețurile la mâncare, le-ați dublat la haine, la medicamente, la motorină, iar la energie chiar le-ați triplat. Ce adaosuri să limitezi să nu se tripleze prețurile? Și unde? Tot în magazinele care sunt toate străine? Nu mai producem nimic, ați închis toate fabricile, trăim pe datorie și am ajuns la mila altora. PSD și PNL sunt groparii economiei românești și a românilor. Dacă ne uităm pe statistici, vom vedea că am avut cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și mai vedem la produsele protejate de dumneavoastră, produsele la care limitați adausul comercial, avem creșteri de 9% pentru cartofi, 9% la fructe, 9% la carnea de porc. Acesta este efectul ordonanței pe care o propuneți. Deci nici vorbă de a proteja persoanele vulnerabile și de a menține un preț decent pentru produsele de bază. Între timp ați ajuns să le elogiați pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, în speranța că poate mai luați niște voturi de la cei care au în amintire vechiul regim într-un sens pozitiv. E trist că tot mai mulți cetățeni se gândesc pozitiv la vremurile trecute, dar asta este rezultatul politicilor pe care le faceți de 34 de ani.